Florin s-a ocupat să-l țină mai mult. Asta nu înțelegeam. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat în mod legal, sunt părinți foarte mulți în lumea asta și în România în general, care sunt de bună credință după o relație de 10 ani, crezând că lucrurile vor fi ca înainte, toate că o ruptură reprezintă totuși o distanțare. Da. Care vine la pachet cu niște minusuri. Probabil, a uneia dintre părți sau a... Eu am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat, ce a fost greșit, să mă împac cu ideea, să zic merg mai departe, pentru că mi-aleg eu un alt drum, pentru că în viața asta suntem făcuți să avem un drum sau tot drumul alături de o persoană sau întâlnim diversi oameni, avem părinții lângă noi, copii, sunt etape. Și asta a fost să fie. Am semnat o convenție, revenind la asta, o convenție legată de faptul că sunt de acord ca domiciliul lui Maxim să rămână la tatălui și domiciliul Isai să rămână la mine. Și să avem un program astfel încât el când are spectacole să pot eu să-l iau de la școală, eu când sunt ocupată și am concursuri sau emisiuni să vină el și tot așa. Era o înțelegere, da. Și pentru asta în convenția respectivă nu am semnat, greșeala mea, niciun fel de program al copiilor. Dar pentru că nu te așteptai vreodată că... Singura înțelegere a fost să avem vacanța. Vacanța de vară, jumate-jumate. Nu e specificat exact când, dar să fie jumate-jumate să beneficiez de acel timp. Era singurul lucru. Pentru că convenția a fost neînțeleasă, să zic așa, evident că mai departe s-a întâmplat ca el să aibă astăzi școală, mâine să aibă teme, poi mâine să nu poată, are întâlnire cu nu știu cine și zic, păi da, știi, mai eu... Mai există o mami aici. Da, s-a întâmplat să... Uite, astăzi nu mai poate să stea. Și nici mâine, și nici poi mâine. Și între timp copilul a fost îndepărtat oarecum. Da. A fost ușor. A fost foarte ușor să se întâmple. Manipulat. Da, da, manipulat. Eu asta nu înțelegeam cum a existat accesul ăsta la... Sunt cazuri, știi? Da, că da. Este cazul Vasilicăi, cred, de la Iași, care are 3 copii și care nu și-a mai văzut copiii. Ea i-a crescut și nu i-a mai văzut. Și sunt o grămadă de cazuri de alienare. Este autoritățile au fost deschise cu tot ceea ce tu ai... Mai avem timp? Este cazul. Da, avem timp. Nu, în situația de față, procesul în România se desfășoară foarte greu. Birocrația avansează foarte greu. Eu am depus actele pentru ordonanța prezidențială în septembrie-octombrie anul trecut. După 6 luni abia s-a judecat, o ordonanță care de obicei se judecă într-o lună maxim. Legată de un program minim de vizită cu copilul ca să am ceva... acces. Adică, da, și să fiu obligat să mi se ofere acest program. Iar procesul de drept care a început tot în aceeași perioadă, că au fost depuse actele în aceeași perioadă, după 8 luni de zile nici nu are termen administrativ. Dar asta este situația. Nu trebuie să-mi răspuns, dar e o întrebare care mi-a venit în cap. Crezi că este specific cazului tău sau că se întâmplă în România? Nu, eu sunt un caz fericit pentru că am un avocat care acum, în momentul de față, știe cum să mă sfătuiască să fac lucrurile. Pentru că eu nu știam, plângeam zilnic, mă enervam, mă consumam, ce fac, erau de zi, cumva, ce am greșit nu, în viața mă gândeam asta? Că sunt intervenții unde nu trebuie, de cine nu trebuie făcute și se îngreunează cazul și se trage, se... Până... Se tărăgânează pentru că așa este în România. Și felul de a fi. Nu știu ce să fac, dar răspunsul a fost: stai liniștită că e destul de repede ce ți se întâmplă în condițiile în care lucrurile se întâmplă și mai greu. Adică sunt cazuri de ani de zile, sunt copii înstrăinați de părinții lor, sunt alienați de cealaltă parte și nu reușești nici după 5-10 ani. Au fost cazuri în care au fost copii care au murit în accidente sau în drum spre celălalt părinte, fugând. Deci, Doamne, nu! Sunt situații diverse și fiecare înțelege lucrurile astea diferit. Iar oamenii pe care am întâlnit eu în asociația asta, asociația Artemis, care ajută oamenii care trec prin situații de genul ăsta, cumva oferă sprijin și le spun celorlalți cum ar trebui să își găsească un terapeut, un avocat bun, cum să găsească informațiile necesare pentru a ști să abordeze legea din România, pentru că tu chiar dacă suferi în neștiința ta și în prostia ta, nu știi cum, care sunt pașii de urmat. Da, da, tu ești atât de adânc înfipt în nefericirea ta, încât nici nu mai ai resurse. E foarte greu să ieși.
Și, da, și nu mai ai resurse, nu mai vezi, nu știi altceva. Că vrei drama ta. Da, da. Cu cine să apelezi? La poliție? La asociație, la protecție, la copilul? Ai fi să faci orice, da, da. Tu acum, spre exemplu, sunt convins că tu nu te mai poți comporta cum se comportă o mamă adevărată cu băiatul tău, ci trebuie să ai o atenție... Am ședințe de terapie. Asta vreau să întreb. Apelezi? Ca să înveți cum să... Da. Terapeuta mea, adică psihologa cu care vorbesc eu, este o persoană, o femeie care a trecut prin procesul ăsta de alienare, a fost răpită de răpită. Da. A fost alienată de către tatăl ei împotriva mamei ei. Vai de... A trecut, a trăit ani de zile fără să o vadă pe mama ei și când venea mama ei să-i aducă un cadou, un ursuleț, o floricică, ceva, arunca, făcea crize, făcea. Și atunci mi-a spus, nu este de vină copilul, nu, copilul nu reacționează, copilul în sufletul lui te iubește, este acolo pentru tine, tu trebuie să scoți din el copilul ăla, știi? Pentru că reacțiile lui, nu vreau să te văd, pleacă de aici. Deci am văzut copiii la Vasilica, apropo, cu o scuipă și reacții foarte urâte, în condițiile în care femeia nu a greșit, mă rog, eu nu știu situația și nu mă bag, dar din ce am aflat, așa s-a întâmplat. Iar terapeuta m-a găsit pe Instagram, mi-a trimis un mesaj, pot să te ajut mai mult decât consider tu, lasă-mă să intru în viața ta și să-ți arăt cum trebuie să faci. Am ales că a trăit pe propriu. Da, și mi-a spus, nu-i reproșa nimic. Nu ridica tonul, de multe ori mai... da, nu vreau aia, nu-mi da de mâncare aia, nu vreau așa. El este copil, na, și e... Nu știu. Oana, vreau să te întreb dacă vrei, bineînțeles, să răspunzi. El ce spune, cel mic, în legătură cu această situație? Când vorbești cu el, cum privești? Adică îl simți că își dorește să stea mai mult cu tine, că are nevoie de tine mai mult? Nu, el... Stai să te iau, să iau întrebarea de la capăt. El este un copil de 10 ani, e un suflet pur, îți dai seama că nu... El vrea să fie lângă tatălui, să-l susțină, vrea să ne susțină pe amândoi, dar pentru că petrece mai mult timp în situația de acum, timp cu tatălui, evident că lucrurile se transmit într-un alt fel și realitatea lui este privită din ochii tatălui lui. El se asociază cu tatălui, gândind că suferința pe care el o trăiește este raportată la el. Că eu am greșit ca copil. Ce am făcut eu? Eu am greșit în relația asta. Eu am făcut ca ei să se... Sunt multe concepte prin care copilul este privit ca responsabil și al suferinței părinților. Și atunci copilul trăiește trauma divorțului prin ochii proprii și prin propria... Da, și este el pe el se face vinovat. Și atunci tot ce vine din partea cealaltă, cumva celălalt părinte responsabil și aruncă cu foarte mult venin în celălalt, crezând că i-a făcut rău persoanei pe care el o iubește. Deși amândoi părinții iubesc și trebuie să susțină copilul în egală măsură. Iar el, în momentul de față, are momente de dualitate, să zic așa. Are momente când trebuie să fie lângă, să mă refuze, să nu fie de acord. Sufăr foarte mult că nu mai vrea să danseze, de exemplu, strict. Pentru că știe că asta îmi place mie cel mai mult și că îl văd. Da, îl văd că dansează cu atât de multă plăcere și am avut un concurs de curând și a ieșit de pe scenă, era duhul din Aladin și a ieșit. Mama, a fost extraordinar, mai m-am simțit de mult așa bine. Am dansat așa și vedeam cât de roșu e și cum vorbește despre ce a trăit pe scenă. Și atunci, evident că asta e apropo de cum se simt copiii pentru viitor, ce ar trebui să facă un copil, cum se regăsește în ceea ce face. Și vezi că îi place să facă basket, că îi place să facă fotbal și de multe ori nu este lăsat să facă. Da. Și eu atunci încerc să fiu lângă el, să-l susțin cu tot ce pot, dar mi-este atât de greu când mă lupt cu celălalt. Pentru că celălalt își dorește altceva. Și... Adică altceva. Își dorește, na, fiecare își dorește pentru copilul lui. Este mult mai bine când doi părinți se înțeleg și se pun de acord. Obiectiv, da. Situația. Dar a existat vreun moment în care ați încercat măcar să vă puneți de acord de dragul copilului, în care să, nu știu, să reușiți să comunicați cât de cât, măcar de dragul copilului? Da, uite, acum el are Rebecca, are musicalul de la Teatrul de Operetă Ion Dacian și am fost de acord, eu trebuia să plec împreună cu el, ca, conform programului ar trebui să plec în acest weekend la Târgu Mureș, cu o rezervare făcută, cu transport, cu autocar, cu toată școala și cu Maxim, pentru că este weekendul meu și pentru binele lui am fost de acord ca el să rămână în București, cu toate că mi-aș dori ca mai mult decât orice să fie lângă mine acolo. Oana, pentru ce te lupți acum în instanță? Vrei copilul să vină la tine sau vrei să nu mai aveți custodie comună? A,
stai, că sunt multe... Custodia comună este un termen alambicat, să zic așa, din punctul meu de vedere. Custodia comună o avem, dar trebuie să fie foarte clară înscris care sau un program de vizită și custodia teoretic o are părintele la care locuiește. Da. Celălalt părinte are un program de vizită. Eu aveam legal dreptul de la statul român să am domiciliul copilului la mine. Dar pentru că am zis și am fost înțelegătoare și am zis că ok, nu e domiciliul la mine, dar câteodată timp mă văd, nu contează unde stă, contează că eu am dreptul să-l văd și să am, să împart jumate-jumate timpul meu cu tatălui. Și n-a fost așa și atunci revin la ce mi-a fost promis și ce ar trebui să dreptul la domiciliu. Dreptul la domiciliu. Da, o iei de la punctul zero. Da. Pentru că atunci când am semnat acea convenție, mi s-a spus, este foarte ușor, în momentul 2, dacă nu-ți mai convine, faci recurs. Și? A, recursul sufletul. E... Sufletul. Lipsești, decât să ajungi la recurs, mai bine... Când se ia o decizie, asta e recomandarea mea către toți cei care sunt în situația mea, și femei și bărbați deopotrivă, sugestia mea să vă luați un consultant, un avocat extrem de bun, foarte bun, care știe exact, care a trecut, are divorțuri la activare, cunoștință despre, să nu vă apucați să semnați hârtii. Că asta cu bună înțelegere, nu mai funcționează așa. Nu când e vorba de copii și despre ce ar fi mai bine pentru ei, și ce mai îmi spune terapeuta mea, și mă gândesc de multe ori, nu ascult, dar îmi rămâne acolo. Dar rămâne și după aia analizezi. Orice faci trebuie să fie pentru binele copilului. Chiar dacă tu îți dorești să îi cumperi nu știu ce, să-i faci așa, gândește tot timpul pentru binele lui. Și trebuie să analizezi și trebuie să gândesc când fac orice fel de... Dar să te detașezi emoțional. Că în momentul în care te detașezi emoțional, poți să iei decizia pentru binele lui. Știi că emoțional e subiectiv și foarte ușor. Iar o mamă, să știi că în principiu noi reacționăm, mamele, tații, reacționează instinctiv. Instinctiv, da? Instinctiv înseamnă, măi, haide, măi, zmuncește, sau hai, e așa, sau nu, mai cu calm. Sau... Ioana, da, acum instinctiv înseamnă să te gândești realiști, lasă că și tu binele, poate ai prins că și generația mea și tot. Mă, părinții nu erau chiar cu noi în globul de cristal, că se uita mama urât la mine pe cuvânt, nu, dacă mai mișcam, adică... Nu, dar nici noi, nici ei, nici copiii noștri și nici noi de acum, nu, era o diferență mare de generație. Ei beneficiază de asta atât de mult în fața tabletelor și a calculatoarelor, încât ei nu mai văd realitatea, văd doar o realitate virtuală. Noi ne loveam de ea, loveam de copacul din să mergi, să te joci acolo, că n-aveai prieteni, dacă nu știi să fii sociabil. Ce se întâmpla? Era exclus. Bullying. Bullying-ul ți-l creai singur pentru că nu știi să fii de gașcă. Absolut. Nici eu nu am avut, nu eram în școală preferata. Nu, eram o tocilară care stăteam într-un colț, nu fumeam, nu beam ca fea, nu beau nici acum. Tot timpul m-am gândit cum să fac, să muncesc, să-mi câștig proprii mei bani, să o ajut pe mama, să fiu... Adică mă gândeam la bunăstarea celorlalți din jurul meu. Dar trebuie să fii cool, trebuie să fii de gașcă și trebuie să fii, să te integrezi în cerințele societății. Acum e foarte ușor dacă nu te integrezi. Te duci, te închizi în fața unui așa, îți pui un profil de Instagram sau de TikTok și ești oricine. Poți să fii oricine. Te rog, care e relația între cei doi frați? Da, e foarte bună. Ei e doi se... Asta e mare lucru. Da, Isabel este, în general, ea este un copil care îi place să aibă grijă de copii mai mici decât ea. Și la sală mă ajută foarte mult cu dansul, cu coreografiile, repetă când eu nu am timp și am 3 repetiții în același timp, ea se duce, mi-a o grupă și repetă și la sfârșit zic, măi, mami, dar ai făcut mai bine decât mine. Urmă se duce a repeta cu Maxim, dar Maxim nu e obișnuit să aibă, să o asculte la repetiții, că a repetat și Aladin și a ieșit foarte bine, am luat și un premiu, s-au calificat acum la o finală cu coreografia pregătită de Isabel, repetată de ea. Și Maxim urmează, îmi place că o vede ca pe o soră mai mare de la care are de învățat. Asta e mare lucru. Foarte bun. Ana, ești un exemplu. Cel puțin eu asta văd în tine. Un exemplu de mamă care luptă cu toate armele pe care le are la îndemână pentru a fi aproape de copiii ei. Și facem greșeli și încercăm să fim din ce în ce mai bine. Ținem pumnii, suntem alături de tine și să fii din ce în ce mai bine. Dar profesional ești pe val și e ceea ce contează. Mă pregătesc de tabăra de vară pe care o fac la vară cu copiii, unde sper să vină și Maxim și să ne jucăm cu toții la care le avem acolo. Foarte multe petreceri. Mulțumesc de invitație. Mulțumim și noi tare mult. Te mai așteptăm cu drag. Mulțumim tare mult. Dragilor, noi luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente.